În această seară Daria se plângea cumva la Adrian din cauza faptului că e foarte cald în camera fetelor, că ar vrea să-l îmbrățișeze mai mult și să stea mai apropiat, dar nu mai poate de cald. Explica, nu e niciun geam în cameră, nu are cum să irisească acea cameră, plus că toate țevile de acolo din bucătărie urcă și căldura vine fix la ea în camera, acolo unde doarme cu Adrian de acum și că acea camera este deasupra bucătăriei. Și apoi spunea că nu poate să-și ia nici tricourile ei largi pentru că acea cameră de supraveghere bate fix între cracii ei. Nu mai suportă nici hainele pe ea pentru că este foarte cald și apoi a zis că abia așteaptă să treacă odată zilele astea pentru că vrea să meargă acasă. Nu știe nici nimic de tatăl ei, se stresează din cauza aceasta, nu știe ce face, cum este. Adrian i-a propus să facă cerere la cameră și Daria i-a răspuns, ce cerere, ca să-mi dea vreo bombă, ceva, mai bine să nu știe.